Penitenciarul Timișoara scoate la concurs din sursă externă în vederea încadrării ca polițist de penitenciare 3 posturi, mai exact un post asistent medical generalist, un post agent tehnic și un post de ofițer. Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale: au cetățenia română și domiciliul în România, cunosc limba română, îndeplinesc condițiile de studii și vechime prevăzute de lege, au 18 ani împliniți, capacitatea deplină de exercițiu și sunt apți din punct de vedere medical și psihologic pentru îndeplinirea funcției, nu au antecedente penale sau sunt în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni, îndeplinesc condițiile specifice postului, nu le-au încetat raporturile de serviciu dintr-o funcție publică din motive disciplinare în ultimii 5 ani, au un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist de penitenciare, nu au fost agenți sau colaboratori ai organelor de securitate și nici ai vreunui serviciu de informații. Obțin autorizație pentru funcțiile care implică lucru cu informații clasificate după promovarea concursului. Condițiile, probele de concurs, tematica și bibliografia pot fi consultate pe pagina de internet a Penitenciarului Timișoara, concursuri din sursă externă, secțiunea carieră sau la sediul unității. Dosarele de înscriere se depun personal la sediul Penitenciarului Timișoara, strada Popa 7, numărul 7, până în 21 august, în intervalul orar 8-15.